Domnul Angel, care ar fi mesajul de felicitare cu ocazia Revelionului? Din partea colectivului Clubului pentru Copii și Tineret Buicani, aș dori și smândru că reprezint colectivul acesta, da? Permiteți să-mi, în primul rând, pace în sufletele fiecăruia, bucurii fără limite, sănătate, bucurii iarăși și succes în tot ce v-ați propus în anul 2014, sper să atingeți scopul final. Mai multe zile însorite decât cele posomorâte. Pentru fiecare fotbalist, pentru fiecare copilaș care practică fotbalul, să fiți sănătoși și traumele să fugă cât mai departe de la voi. Pentru fiecare cetățean a Republicii Moldova, bunăstare în familia dumneavoastră, în casa dumneavoastră, să aveți parte numai de soare și bucurii de la toți care vă înconjoară. La mulți ani și eu iarăși sunt mândru că reprezint clubul acesta și sunt mândru că trăim într-o țară cu un aspect așa deja anul acesta a devenit mai european. Ce așteptați de la 2014? De la 2014 aștept, în primul rând, să fie numai rău decât în 2013. Asta e principal. Noi, din partea noastră, ne vom strădui să ne ocupăm cu același lucru, iubit, care îl iubim și antrenorii care îl iubesc, să educăm o bună generație, să educăm o bună generație sportivi și copilașii să se bucure de lucru pe care îl fac cu dragoste și cu inima deschisă. Joacă fotbal. La mulți ani!